vreme sublinierea iese la ramp, după ce a apărut pe lista neagră a Comisiei Europene, să le dea Dumnezeu o urmă de minte. Fostul ministru de CEVAL Traian Reme, condamnat incarcerat în dosarul Caltabul, a vorbit la Sinteza Zilei despre faptul ce numele său apare pe lista neagră a Comisiei Europene. Nici nu mai am puterea să mă revolt. Băsescu la capul tuturor relelor. Să le dea Dumnezeu o urmă de minte bun, voin, să iubească aproapele, nu se le pedepsească pe nedreptia transmisă celor care au fost implicați în cazul său. Fostul demnitar este internat în spital, fiind grav bolnav, condiile din închisoare punându i amprenta asupra sa. Sunt internat. Am probleme cu respirația. Din penitenciar mi se trage, periodic am crize. E incapacitatea de a respira, e cronic, a precizat de CEVAL Traian Reme. Mihai Gudea a prezentat, duminic, la Sinteza Zilei, un document care arată ingerine ale Comisiei Europene în justiția din România. Documentul este datat 10 octombrie 2012, adresat Guvernului României și prezintă o listă de cerințe, în legătură cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurt descriere a situației curente și să se stabilească pai următor pentru cazurile de înalt corupție care îi cuprind pe Gheorghe Popus, Adrian Nestase, Erban Bereditean, Ion Dumitru, CEVAL Traian Reme, Dan Voiculescu, George Becali, Cătălin Voicu, Tudor Chiariu.